Copii 4 plus B minus 1 ori 3. Iată copii, forma lui A este asta. A-ul este de tipul 4 plus B minus 1. A egal cu 4 plus B minus 1 ori 3. Ionuț, unde B ia valorile? De la cine începând? 0, 1, 2, 3 și să mai departe. Până la infinit. Toată mulțimea numerelor naturale. Și abia acum am rezolvat complet și corect problema. Frumosă, profesor, într-adevăr, da. Frumoasă problema. Da, abia acum am rezolvat. Ce a spus acum? Încercările astea degeaba încercăm noi, doar nu facem o păreri. Da. Dar profesor, dar este doar câte una la fiecare număr? Adică... Câte o pereche? Nu, ce? Deci... Câte un răspuns? Este doar una, de exemplu la 10 e doar una, la 28 e doar una, la 8 e doar una, la 4 e doar una, la 16 e doar una, la 7 e doar una. Ce înțelege ea prin doar una? Adică doar, o pereche? Doar un exercițiu. Adică nu sunt 2, 3, 4 exerciții care se pot forma. Cum tot adică? Nu înțeleg. Nici eu. Deci, nici eu. Noi am găsit doar câte unul din fiecare număr. Doar câte o, doar câte un exercițiu. Din acesta, din fiecare număr. Câte o pereche, un A și un B, da. Vrei tu să spui. Da, așa am găsit. 16 și 3, de exemplu. Da. Există, putem să facem într-un fel, se pot face mai mult, adică facem două exerciții cu un... Păi nu fac așa. Paralel exista. Nu cred. Ba da, la 10. Ia. Uite. În paranteză, 31 plus 9, da. Închide paranteza, 9 plus 1 și ne dă tot 4. Adică 31 plus 9 e 40, 40 împărțit la 10 este 4. Păi sunt aici prinse. Tot acolo e prinsă. Sunt prinsă aici 4 variante. Păi da. Și la 28, și la 28 da. Puteți găsi ceva? La 28, la 8, păi este aici, mai. Păi da, da. Un lucru. Hai, urmărește-mă acum, hai ca să facem ordine în mintea noastră. Daria, urmărește. Autorul ne-a spus așa, găsiți toate perechile. Nu găsiți o pereche. Că dacă autorul ne spunea, găsiți o pereche care să satisfacă relația aceea, ne duceam foarte repede pe un singur răspuns. Tu ai dat un răspuns, Ionuț, Daria a dat un răspuns și ne opream cu problema. Însă autorul zice, găsiți toate perechile. Noi ne-am dat seama prin încercări că aveam foarte multe perechi de găsit. Foarte multe. Cum se scrie infinitul? Infinit așa, un 8 în tot. Un 8 în tot. Da. Deci aveam foarte, foarte multe valori, multe perechi de acestea care probau relația asta. Deci relația nu era una care să ne conducă la o singură pereche. Ci mai multe perechi. Foarte multe. Foarte multe, o infinitate chiar. Și de aceea am simțit nevoia să ne ducem și o... Și îndată când am sesizat că sunt destul de multe, la început n-am crezut că găsim așa de multe. Atunci ne-am pus problema, cercetând perechile, cercetând de aia încercările astea făcute, cazuri particulare pe care le-am găsit, ne sugerează că B-ul poate să prinde toate valorile, 0, 1, 2, 3, 4 și mai departe. Puteam, din data ce am văzut așa, înseamnă că locuiam pe B cu 0, 1, 2 și puneam A-ul corespunzător și ar fi fost o treabă foarte deșteaptă. De fapt, hai să recunoaștem un lucru, că noi nu am prelucrat relația aceea. Relația trebuia prelucrată și cum aș mai fi scris-o eu? De aici. Faptul că ăsta împărțit la ăsta fac 4, da. De împărțit împărțitorul și câtul, corect. Știu că în dată A plus B se scrie ca fiind egal 4 înmulțit cu împărțitorul, cu B plus 1. Da? Eu mai degrabă așa aș fi lăsat-o. Deci A plus B egal cu... În loc să o las așa, era peste mână formularea, o scriam ca teorema împărțirii, nu? Teorema împărțirii pur și simplu și mi-ar fi dat foarte simplu A plus B egal cu 4 ori B plus 1. 4 pe lângă B plus 1. Aș mai fi prelucrat-o un pic. Și iată la ce aș fi ajuns. N-aș fi lăsat-o așa.
Și aici aplic proprietatea de distributivitate. Și iată înseamnă, deci A plus B, A plus B, egal cu... Scrieți că e foarte important. Și vă spun acum exact, niște secrete care... Lucruri foarte, foarte importante. Vreau să vă arăt că dacă eram pe fază, aș fi evitat toate aceste încercări. Deci pur și simplu scrierea relației acestea că de împărțitul la împărțitor îmi dă 4, se traduce câtul, nu? De împărțitul egal cu împărțitorul câtul, plus restul care nu mai este. Și aici aplic proprietatea de distributivitate. Și cu cât egal? Ziceți. Hai, eu nu te rog. Bine, A plus B egal cu? A plus B este egal cu... Așa e ori, ăla al vostru. Cât e? 4 pe lângă B plus 1, cât e? Distributivitatea. 4 ori B. 4 ori B plus 4 ori... Așa. Deci A plus B egal cu 4 ori B plus... 1. 4 ori 1. Corect, 4 ori 1. Da? Ia uitați cât e de clar aici. Acum, hai să scădem din ambii membri un B. Dacă scădem din ambii membri același lucru dintr-o egalitate, egalitatea nu se schimbă. Corect. Da? Și ea devine. A, vorbește eu, nu s-ar ajută-mă, te rog. A, plus B, minus B. Dar ea continuă, egal cu B. A plus B minus B, egal cu... Cu cine e egal? Scădem din ambii membri un B. A minus B. Egal cu? Vezi că dacă le fost un pic neatent, te păi că te-am prins. Da? 4 meri minus 1. Așa se fac. Păi da. Cum vă schimb imediat cine trece la comandă și atunci vă văd dacă sunteți atenți. Gata, sunteți numai la mine atenți. Păi. Da? Vă rog tare mult ca să mai avem puțin și vină ceilalți capați de stresul ăsta. Ionuț, te iau de la început. Am avut împărțirea egal cu 4. Câtul este 4. Dar ea, am scris ce? Adică e de împărțitul. Ia mâna de la fapt. Egal cu? Egal cu? Nu, 4. Cât un împărțitor? Cât un împărțitor plus restul. Dar ea. Rest n-avem. Dar oricum așa formula. Așa spune teorema. E la îndreptate. Cu alte cuvinte, 7 egal cu 2 ori 3 plus 1, nu? Pe 7 dacă îl împart la 2, găsesc câtul 3 și restul 1. Asta e teorema împărțirii cu rest, care înseamnă de împărțitul egal cu împărțitorul ori câtul, ori acela vostru, plus restul. Da? De împărțitul egal cu împărțitorul ori câtul, plus restul. Teorema împărțirii cu rest. Asta m-a aplicat eu, numai că aici nu m-am rest. Corect. De împărțitul, dar e egal cu... Împărțitul este egal cu împărțitorul ori câtul. Și care e împărțitorul acolo? Fără rest. Împărțitorul. Care e împărțitorul? Da, asta plus 0, plus 0. Plus 0, da. Restul care este 0. Da? Deci aici înseamnă de împărțitul egal cu împărțitorul B plus 1 ori câtul 4 plus restul plus care e 0 și nu l-am mai scris. Da? Da. Bine. Și acum, am aplicat proprietatea de... Ce am aplicat, Daria? Distributivitatea. Și vine A plus B egal cu 4 ori B plus 4 ori 1. Da? 4 ori 1. Și am spus, egalitatea asta care o vedeți, scădem din ambii membri un B, adică și din stânga și din dreapta. Și vine A plus B minus B, cum am promis, egal cu 4 ori A, dar e egal cu 4 ori B, minus B-ul acela, să pun acum, da, plus 4, plus 4 plus ori 1, 4, da? N-ai rost să mai scriu. Plus 4. Cât face B minus B, Ionuț? 0. 0. Deci ăsta nu mai are nicio influență, rămâne doar simplu A, egal cu... Care A este egal cu 4 4. 4B, scăzut din 4 meri, dai un măr deoparte, cât rămân? Cât 4 meri rămân minus un măr? Ionuț? 3 meri. 3 mere. 3 mere. Deci egal cu aici 3 mere. Ori B plus 4.
Da? Și am să scriu adunare comutativă, scriu pe 4 la început și atunci AU este egal cu 4 plus 3 ori B. Iată că am găsit forma lui A. Deodată, cum am vedem și aici, că A este 4 plus 3 ori B. Da? 3 ori B. De ce B minus 1? Nu, 3 ori B. Că aici am zis că e minus 1. Că e de la 0. Plus 3 ori B. Atât era. Am greșit aici. 3 ori B. Deci observăm că am pus mâna pe variantele toate. Nu? A egal cu 4 plus 3 ori B. Și înseamnă că dând lui B valorile 0, 1, 2, 3, găsim variantele lui A. Dacă eram pe fază, înseamnă că prelucrând relația asta, găseam forma lui A și nu mai munceam atât de mult cu șir, cu cercări, cu bătaie de cap, cu toate chestia. Iată cât e de important să știm și calculul algebric. Înseamnă că la a doua relație nu mai muncem așa de mult, o facem repede, cu formulă, domnul profesor, m-am prins. Deci aici am fost atentă, să știți. Aici o să faci. Dar aici este mulțire. Aoleu! Deci o complicată. Dacă ar fost împărțit, ar fi mers. Uneori. Dar aici este mulțire, o să vedem. Facem mulțire cum e. Vedem mai greu. Ne gândim cât ori, cât se facă 60. Aha. Iată. Da? Aha. Aici. Acolo avem... Să încercăm mai puțin. Da? Cât ori, cât se facă 60. Aici avem un mărfin. E puțin azi. 4 ori 4. 4 ori 4. 2 ori 8. 2 ori 16. Atunci la M, la M punem 2 și la N punem M. Vedem. Mâine. 4 ori 0 plus. Deci toate variantele mâine trebuie discutăm. Dar sunt un număr finit încât încercările toate epuizează problema. Aha. La prima variantă nu încercăm. Aveam infinitul. Trebuia să ne ducem pe partea asta și să găsim așa toate chestia asta. Ce-am lucrat azi clasa 4? Ia să vedem ce putem spune. Probleme care se rezolvă prin încercări, domnul profesor. Probleme care se rezolvă prin încercări. Metoda care se va ajuta. Eu o să scriu repede, dacă pe deci, ce tot eu. Metoda grafică. Deci metode care se... probleme care se rezolvă prin încercări. Mi-au plăcut astea, domnul profesor. Metoda grafică. Daria. Da. Probleme. Care se rezolvă. Prin încercări. Prin încercări, da? Da? Asta ne-au plăcut? Da. După aceea, metoda grafică, ați făcut probleme ca sigur, prin... Sigur că da. Da, am făcut o metodă... O problemă, două, dacă am făcut, am făcut. Da, am aplicat metoda grafică. Făcut. Două metode am aplicat. Da. Și exerciții. Exerciții, două prin metoda grafică, că erau toate. Acele tot așa. Da, erau 3-4 exerciții prin metoda grafică și restul erau grafică. Ți-a mai făcut ceva de un profesor? Atât. Destul de... Foarte, dar foarte interesant a fost. De nu vrei să fii șomer, nu uita de like și share. Așa se facă. Să nu uite. Să dea like și share, asta e important. Le mulțumim prietenilor noștri care ne-au urmărit. La revedere, dragi. La revedere.